Ca și cum răspândirea virusului pestei porcine africane nu ar fi fost de ajuns, o altă boală specifică oilor și caprelor de această dată pune pe jar autoritățile. Într-o ședință extraordinară a Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor, desfășurată săptămâna aceasta, Direcția Sanitară Veterinară Buzău a transmis un material informativ ce trebuie să fie distribuit în teritoriu și a anunțat un plan de măsuri. Se aprobă manualul operațional pentru intervenția înfocare de pesca rumegătorilor mici, care intră în vigoare de la data de 8-11-2018, sub rezerva neamendării acesteia de către instituțiile membre din cadrul CNCP până la data menționată. Comunicarea publică a măsurilor de prevenție se asigură prin intermediul conferințelor de presă organizate, ori de câte ori este nevoie, de către prefect, cu suportul tehnic de specialitate asigurat de Autoritatea Națională de Sănătate Veterinară și Siguranța Alimentelor. Pesta rumegătoarelor mici s-a răspândit în țara vecină, Bulgaria, și se manifestă la oi și capre, iar medicii veterinari spun că nu este la fel de contagioasă ca pesta porcină africană. Cu toate acestea, autoritățile au considerat că este mai bine să prevină apariția în România a virusului, motiv pentru care și la Buzău va fi organizat un exercițiu de simulare a apariției unei suspiciuni sau a unui focar. Pesta rumegătoarelor mici este o boală virală gravă, care nu afectează omul, dar afectează rumegătoarele mici, respectiv ovinele și caprinele. În cazul apariției bolii, pierderile economice sunt importante, generate de interzicerea sau limitarea deplasării acestor rumegătoare, exportul, importul și creșterea în exploatații intensive.